Bună ziua, ora 11, sunteți pe B1 TV, o informație de ultimă oră, pentru că nici bine n-a fost adoptat bugetul pentru anul 2024, că deja apar primele modificări. Părea că guvernul Ciolacu intenționează să evite rectificarea bugetară, care urma să fie una negativă, și să utilizeze în continuare fondul de rezervă pentru plata salariilor, asigurărilor sociale și de șomaj. Potrivit unor surse însă, ordonanța guvernului de modificare a majorărilor prevăzute pentru anul viitor va fi emisă în scurt timp. Între timp, tot mai multe voci susțin că rectificarea bugetară va fi cel mai probabil negativă și va avea loc până la finalul acestui an, doar câteva zile ne mai despart oricum. Discutăm așadar pe această temă împreună cu domnul Cătălin Drulă, președinte al Uniunii Salvați România, în direct prin telefon cu noi. Bună dimineața, bună ziua domnule Drulă! Bună ziua, mulțumesc pentru invitație! Mulțumim și noi pentru că ați intervenit la B1 TV. Haideți să vedem dacă aveți informații că s-ar mai face această rectificare bugetară și, pe de altă parte, cum vi se pare ordonanța pe care lucrează deja Ministerul de Finanțe acum pe ultima sută de metri, prin care o să excepteze o parte dintre bugetari de la acea majorare de 5% a veniturilor pentru anul viitor, printre care cei de la Casa Națională de Sănătate care au primit deja majorări sau cei de la Finanțe. Este o debandadă absolută în finanțele publice ale României. Acest guvern a depășit niște linii roșii pe care niciun alt guvern de după Revoluție nu le-a încălcat, oricât de grea a fost situația țării din punct de vedere fiscal în anumite momente. Ordonanțe după ordonanțe de urgență. Am văzut în ultimele luni cum se dă derogare de la tot cadrul legislativ, care practic nu îi se mai aplică domnului Boloș, ministrul finanțelor de la PNL, și domnului Ciolacu, premierul României. Fie că e vorba aici de legea finanțelor publice, de codul fiscal, de legea responsabilității fiscale, iar acum vedem încă o ordonanță trenuleț la trenuleț. Deci România este guvernată de niște amatori care nu mai știu cum să cârpească sacul și principala lor preocupare este să păstreze aparențele. Este o guvernare bazată pe minciună care ascunde starea reală a finanțelor țării. Din informațiile pe care le avem, pentru că m-ați întrebat despre informații, deficitul pe cash va fi undeva la peste 6% din produsul intern brut. Vă reamintesc că bugetul era construit pe 4,4 maximul la care trebuia să ajungă România conform acelei proceduri de deficit excesiv, fiind unica țară din Uniunea Europeană în această procedură, dar deficitul real, care include și facturile neplătite, cel la care se raportează Uniunea Europeană, va fi în jur de 7% din produsul intern brut. Și încă o cifră pe care cred că o pot înțelege toți cei care ne urmăresc. România a împrumutat în acest an 2023 205 miliarde de lei. Deci 205 urmat de 9 zerouri este suma împrumutată de România, un record absolut, oricum am luat-o. Suntem pe calea către faliment al statului, faliment din punct de vedere financiar. Am ajuns să plătim 2% din produsul intern brut doar dobânzi la aceste împrumuturi. Marcel Ciolacu și cu PNL-ul, că să ne aducem aminte că Marcel Ciolacu cu politicile acestea haotice, brutale, de distrugerea economiei, de la PSD ne așteptam, dar fără PNL nu ar fi putut să pună în practică acest program de creștere a taxelor, astfel PNL, care a ajuns sluga PSD, crește taxele și împreună fac un rău enorm economiei românești, care a frânat abrupt în acest an, abia dacă a mai rămas de o creștere economică, iar perspectivele pentru 2024 și anii care urmează sunt din păcate sumbre. Va trebui să reparăm după ei, va fi mult de muncă în 2025, dar suntem pregătiți să o facem. În cât timp am putea să intrăm în faliment, pentru că ați lansat această idee, că am putea să intrăm în faliment dacă vom continua în acest ritm, în cât timp? Și doi, ne-ar interesa să ne spuneți de ce nu renunță guvernul și ține cu dinții de majorarea cu 5% a veniturilor pentru primari și pentru aleșii locali, în condițiile în care, iată, sunt proteste de stradă la polițiști și de penitenciare, care spun că acei 5% înseamnă doar 150 de lei la salariile lor și amenință că vor lăsa penitenciarele deschise, nu vor mai asigura paza, nu vor mai face ore suplimentare, pentru că primesc prea puțin bani anul viitor. Am fi putut lua, deci, să luăm de la primari și să dăm acolo unde e nevoie. De ce ține guvernul așadar de aceste fonduri? Pe rând, acum știți cum e, lucrurile se răutățesc de la un an la altul. Mă aștept ca după alegeri, deci în 2025, situația să fie extrem de gravă. Mai depinde și de ce se întâmplă în economia globală. În momentul în care vine, cum se numește, un vânt din față și apetitul de risc al investitorilor, de exemplu în datoria României, cei care finanțează datoria publică a României,
când acest apetit scade și capitalul pleacă din piețele mai riscante, atunci vom avea o mare problemă. Este greu de intuit și eu cred că încă poate fi evitat, dar va fi foarte greu de reparat. Numai că nu există altă cale decât să punem bugetul și țara pe roate. Cât privește acele creșteri la care făceați referire, totul este într-o cheie electorală. Au nevoie de... se gândesc să ia voturile, să tragă primarii, să tragă pentru prezidențiabil, au tot felul de idei din acestea și mai gândiți-vă la un lucru. Acele pensii speciale ale primarilor, care n-au intrat încă în vigoare, sunt prorogate an de an, în loc să fie abrogate. Încă o dată au fost prorogate anul ăsta, care fi intrat la 1 ianuarie în vigoare, dar sunt ținute acolo ca un cadou pentru viitor și reamintesc că e vorba de câteva zeci de mii de noi pensii speciale în momentul în care intră în vigoare și de un impact bugetar de 600-800 de milioane de lei suplimentar. Mulțumesc. Pe bugetul de pensii speciale. Mulțumesc și eu foarte mult. Mulțumesc tare mult pentru intervenția dumneavoastră. A fost în direct cu noi la Bună Dimineața România Cătălin Drulă, președintele USR.